O parte dintre componenții echipelor de polo, feminine și masculine, ai clubului nostru, au vizitat fabrica de sticlă BA Glass, care le este sponsor de mai mulți ani. Campionistele au fost impresionați de procesul de fabricație a recipientelor de sticlă, de complexitatea și diversitatea produselor, dar și de dimensiunea fabricii. Mi s-a părut foarte interesant, fiindcă am reușit să vedem fiecare proces prin care trece sticla, până când ajunge la noi. Și le mulțumim foarte mult sponsorilor noștri pentru această experiență. A fost foarte interesant și foarte impresionant. Mi s-a părut diferența de temperatură care scade foarte brusc și de la 1200 la 600 mi s-a părut foarte, foarte interesant. Ai văzut vreo sticluță care ți-a plăcut în mod deosebit? Nu neapărat, toate au fost destul de interesante pentru a merita această experiență. Pe mine m-a impresionat foarte tare procesul de fabricare a sticlei și mi-au plăcut foarte mult formele sticlelor pe care s-ar putea să faci, cele albe, cele verzi închis, și asta mă face să reciclez mai mult. Cu 12 fabrici în 7 țări din Europa și cu un număr de aproximativ 4.000 de angajați, BA Glass continuă parteneriatul cu clubul Steaua București pentru sprijinirea activității sportive și a performanței, iar echipele masculine și feminine de polo și-au îndeplinit și anul acesta obiectivul câștigând titlurile de campioni.